Salariul românilor este principalul subiect de discuție în contextul scumpirilor din prezent de pe toate planurile. Majoritatea angajaților speră ca și veniturile lor să fie majorate. Autoritățile fac un anunț important în acest sens, încă 500 de lei la salariu. În ultima vreme se vorbește tot mai mult despre majorarea salariilor din România, iar autoritățile deja au început să ia măsuri în acest sens. Directiva Uniunii Europene privind salariile minime adecvat, care urmează să fie votată, ar urma să fie transpusă și în legislația din România, dar numai devreme de anul 2024. Totuși, adoptarea directivei poate aduce cel puțin 500 de lei în buzunarele oamenilor, care se luptă tot mai mult cu facturile uriașe la energie și prețurile alimentelor. Salariul minim european ar putea crește curând dacă cei responsabili se vor grăbi să implementeze noua legislație. Un europarlamentar a vorbit la televizor despre această situație și a precizat că lucrurile ar trebui accelerate, pentru că situația din multe state este dificilă. Totuși, statele membre ale Uniunii Europene au la dispoziție 2 ani să implementeze noile măsuri și să majoreze veniturile lunare. Avem votul final pe directiva privind salariul minim european. Am lucrat mult la asta, dar acum avem votul final și apoi spunem că trebuie să fie clar că fiecare angajat din Europa trebuie să-și poată plăti facturile, să aibă mâncare pe masă și să-și trimită copiii la școală. Pentru că odată cu creșterea prețului la chirii și energie, foarte mulți oameni își fac griji dacă vor putea să plătească facturile la finalul lunii. Deci avem votul final, dar sper ca statele membre ale Uniunii Europene să implementeze cât mai repede această directivă, pentru că oamenii din Europa chiar au nevoie de susținere. Ar trebui să fie toate adaptate la inflație, a declarat oficialul. Și ministrul muncii Marius Budăi a afirmat că efectiv nu se poate trăi cu salariu minim în România, iar varianta discutată cu partenerii sociali pentru anul viitor este de 3.000 de lei, relatează usd.ro.